Planul urbanistic general a mărit suprafața municipiului Buzău cu 1200 de hectare de intravilan. Noua suprafață este poziționată în jurul autostrăzii A7 și va putea fi folosită pentru înființarea unui parc industrial. Primăria va avea misiunea să asigure infrastructura zonei. Urmare unei întrebări formulate de consilierul Florin Sangiu referitoare la amenajarea unui parc industrial la Buzău, primarul Constantin Toma a făcut mai multe precizări pe marginea acestui subiect. El a declarat că odată cu alcătuirea planului urbanistic general, municipiul a crescut în dimensiuni. În 2021 și 2022, consilierii PNL Buzău au depus amendamente pentru înființarea unui parc industrial în Buzău. Răspunsul dumneavoastră a fost că încă nu este oportun, dar va fi oportun în momentul în care autostrada A7 va fi înființată și atunci vor deveni mai multe oportunități pentru firmele din București și să se dezvolte. Da? Vreau să vă aduc la... De altfel, cred că știți, săptămâna trecută s-a semnat licitația pentru ultimul lot din autostrada A7 Ploiești-Buzău. Întrebarea care vine este dacă ați reconsiderat acum și dacă credeți că este oportună înființarea unui parc industrial în acest moment. Noul plan urbanistic general care este în studiu acum și în obținerea de avize s-a mărit suprafața intravilana Buzăului în jurul autostrăzii cu peste 1200 de hectare. Cele 1200 de hectare de intravilan din jurul autostrăzii A7 vor asigura un spațiu suficient pentru dezvoltare economică. Deci parcul industrial îl putem face și noi, dar îl pot face și agenții economici importanți. Un parc industrial nu înseamnă niște magazii, pentru că dacă vine o firmă foarte mare cu tehnologie și cu niște fluxuri tehnologice deosebite, trebuie să-și deseneze fabrica cum dorește el. Deci nu poți să faci de la început. Primăria va putea interveni în momentul în care agenții economici vor solicita să construiască în zona respectivă și va crea infrastructura necesară. Noi putem ajuta să ducem utilitățile până acolo și să sprijinim, inclusiv drumuri de acces, energie electrică, gaze, apă și așa mai departe. Primarul crede că atât autostrada A7 cât și șoseaua de centură orbital de 24 de kilometri în jurul orașului, dar și drumul expres Buzău-Brăila vor avea un rol decisiv în atragerea de investitori importanți la Buzău.